te antrenezi cu mai puțin exerciții, cu un volum mai ridicat, dar cu o intensitate mai mare, să duci mușchiul până la eșec, să-l pompezi, să-l stimulezi cum trebuie, este mult mai eficient decât doar să stai să faci foarte multe exerciții în sală. Salutare, Andrei Marius aici, fondator Stai în Formă. Astăzi vorbim despre cum poți să-ți accelerezi creșterea în masă musculară sau cum poți să pui mai multă masă musculară în jumătate din timp. Și toată lumea care se apucă de sală vrea să facă chestia asta, vrea să obțină mai multe rezultate într-o perioadă mai scurtă de timp, așa că am să arăt 5 lucruri pe care poți să începi să le faci de astăzi pentru a începe să ai antrenamente mai eficiente, pentru a stimula mai bine mușchiul și pentru a crește mai repede. Adevărul este că majoritatea bărbaților care merg la sală fac foarte, foarte multe greșeli și din acest motiv nu văd rezultate chiar dacă se antrenează de câteva săptămâni sau chiar câteva luni bune. Însă dacă vei începe să faci anumite lucruri care au fost testate pe parcursul anilor atât de culturiști cât și de pasionați de fitness, vei începe să obții rezultate garantat. Primul lucru și cel mai important este structura antrenamentului. Structura efectivă a exercițiilor pe care le faci, felul în care le faci, ce greutate folosești, contează foarte, foarte, foarte mult. Majoritatea oamenilor se duc în sală, au idee cam ce grupă musculară vor să lucreze, cam știu ce aparate poate să folosească și apoi improvizează tot antrenamentul. Ajung să se învârte efectiv ca un coi într-o găleată timp de o oră jumătate, poate chiar două ore și la finalul antrenamentului au mușchiul doar puțin obosit, puțin pompat, însă nu suficient de bine stimulat. De aceea, efectiv, structura, modul în care îți aranjezi exercițiile, numărul de serii pe care le faci, efectiv, modul în care ți-ai gândit antrenamentul contează foarte mult și va face diferența între un antrenament care doar te pune puțin în formă, un antrenament ce stimulează forța, un antrenament ce stimulează creșterea în masă musculară sau un antrenament ce stimulează rezistența sau anduranța. De aceea, dacă scopul tău este să pui mai multă masă musculară și să crești, trebuie să ai un antrenament care are o structură hipertrofică, adică o structură care este axată pe creșterea în masă musculară. Pe parcursul celor 6 ani de când antrenez oameni online, am experimentat cu mai multe structuri de antrenament, atât pe mine personal, cât și pe clienții mei, și am descoperit o formulă care îți aduce cele mai bune rezultate într-o perioadă de timp cât mai scurtă. Doar implementând această structură o să vezi rezultate mult mai bune în masa musculară pe care o pui, dar și în felul în care începi să simți mușchiul la finalul antrenamentului. În primul rând, ar trebui să începi antrenamentul cu o încălzire. Fie că faci undeva pe la 10 minute de bandă și după aceea începi să faci câteva serii cu o greutate foarte mică pentru fiecare grupă musculară pe care vrei să o lucrezi, fie că pur și simplu începi primul exercițiu și o faci din start cu o greutate mică, trebuie să-ți încălzești puțin corpul, trebuie să faci sângele să circule până la mușchi, să-ți încălzești puțin articulațiile și să-l pregătești pentru serile grele care vor urma. După ce ai terminat această perioadă scurtă de încălzire de la începutul antrenamentului, trebuie să începi antrenamentul cu un exercițiu compus. Un exercițiu compus este un exercițiu care implică mai multe grupe musculare și mai multe articulații. De exemplu, în cazul pieptului, să spunem că o să încep fie cu un pinsul la piept, cu bara dreaptă sau cu gantele. Dacă o să faci picioare, cel mai probabil o să începi cu genuflexiuni. Dacă o să faci spate, o să începi fie cu tracțiuni, fie cu ramat, cu bara dreaptă sau cu gantele. Orice exerciții care nu sunt făcute strict la aparat și care implică, care nu sunt efectiv de izolare, cum sunt fluturările sau cum este la spate pull-down-ul, sunt exerciții compuse. Și primul exercițiu de antrenament trebuie să fie un exercițiu compus pentru că în prima parte a antrenamentului vrei să te axezi puțin pe stimularea forței și efectiv să îți pompezi puțin mușchiul, dar și să-l extenuezi. Personal încep cu primele două serii de încălzire cu greutate mai mică, apoi ultimele două serii pe care le fac la primul exercițiu sunt cu o greutate mai mare cu care fac undeva între 6 și 8 repetări și încerc să duc cât de mult pot ultimele două serii până la eșec cu această greutate mai mare. După ce faci acest exercițiu compus, poți să începi să te axezi foarte mult pe controlarea mișcării, pe pompare, pe timpul sub tensiune pe care îl petrece mușchiul la fiecare serie, adică efectiv pe stilul clasic de antrenament al unui culturist, adică să pompezi foarte bine mușchiul, să duci undeva pe la 10, 12, chiar și 15 repetări pe serie și să te axezi foarte, foarte mult pe conexiunea între minte și mușchi, efectiv să controlezi mișcarea când o faci și în același timp să duci foarte mult sânge la mușchi care vine cu oxigen și cu nutrienți. Poți face acest lucru într-o manieră foarte, foarte eficientă folosindu-te tehnici avansate de antrenament. Am să-ți las un link în descrierea acestui clip video către un program în care vorbesc pe larg despre astfel de tehnici. Al doilea lucru care te va ajuta să crești foarte mult în masă musculară este să nu te lași păcălit de tot felul de exerciții noi.
tot ce circulă pe Instagram, tot ce circulă pe TikTok, toată această nebunie în care trebuie să schimbi cumva felul în care stimulezi mușchiul și faci tot felul de exerciții foarte complicate și circuite, nu te va ajuta să pui mai multă masă musculară. De aceea încearcă fiecare antrenament pe care îl faci să fie axat pe exerciții clasice, pe cele mai bune exerciții pe care le poți folosi. Chiar am scris în urmă cu ceva timp pe blog un articol despre 9 cele mai bune exerciții pe care le poți face pentru masă musculară. Sunt efectiv exerciții clasice, sunt exerciții compuse, exerciții pe care le vezi toată ziua în sală. Nu ai nevoie de toate chestiile complicate în care te folosești foarte mult de benz, în care schimbi poziția corpului. Nu, încearcă să faci exercițiile simple, exercițiile de bază, să le faci corect, să-ți crești constant greutatea pe care o folosești, să aplici câteva tehnici avansate de antrenament și efectiv să stimulezi mușchiul mai bine. Nu mai pleca urechea la tot ceea ce zboară pe internet, nu mai pleca urechea la toate sfaturile pe care le primești, ci încearcă să faci cât mai bine exercițiile de bază și să progresezi cu ele. 3. Oferă-i suficientă odihnă corpului. Doar pentru că te duci la sală și te antrenezi și mănânci, nu înseamnă că o să obții rezultate bune. Mușchiul nu crește în sală, contrar a ceea ce ai crede până acum. Mușchiul crește când te odihnești. Iar dacă tu nu dormi, dacă efectiv nu-i oferi mușchiului odihna de care are nevoie pentru ca acesta să se refacă, el nu va crește. Ai nevoie de somn, ai nevoie de un somn regulat, cel mai bine, după cum am vorbit și în alte clipuri, este să te culci constant la aceeași oră și să te trezești constant la aceeași oră pentru ca corpul tău efectiv să-și regleze cumva modelul de somn după stilul tău de viață. Fazele somnului, calitatea somnului, efectiv modul în care dormi și cât de profund dormi joacă un rol extrem de important în refacerea ta. Așa că dacă în momentul de față pierzi efectiv nopțile stând pe Netflix sau stând pe telefon, încearcă să-ți reglezi somnul pentru a maximiza rezultatele pe care le vezi în sală. 4. Nu sta 3 ore în sală. Doar pentru că stai mai mult timp în sală nu înseamnă că o să stimulezi mai bine mușchiul. Doar pentru că îi arunci tot felul de exerciții și foarte mult volum când te antrenezi, nu înseamnă că acesta va răspunde mai bine și va crește mai mult. Da? Less is more. Să te antrenezi cu mai puține exerciții, cu un volum mai ridicat, dar cu o intensitate mai mare, să duci mușchiul până la eșec, să-l pompezi, să-l stimulezi cum trebuie, este mult mai eficient decât doar să stai să faci foarte multe exerciții în sală. De aceea, majoritatea antrenamentelor pe care le fac pentru clienți sunt destul de scurte, sunt intense, durează maxim 60 de minute pe sesiune și își ating scopul, adică stimulează mușchiul pentru a-l determina să crească. De aceea, dacă faci parte din grupa oamenilor care nu știu, se duc la sală după muncă pe la ora 18, stau până seara la 9 la sală, încearcă să faci totul într-o manieră mai eficientă, reduc puțin timpul de odihnă dintre serii și dintre exerciții, fii o leacă mai eficient, antrenează-te până la eșec și nu numai că o să termini antrenamentul mai repede și nu o să ajungi să pierzi foarte mult timp în sală, dar o să stimulezi mușchiul mult mai bine. Și al cincelea și mai bun lucru pe care îl poți face pentru a crește mai repede este să tragi mai tare de tine. Cred că majoritatea oamenilor pe care îi văd în sală nu se antrenează la capacitate maximă. Efectiv, fac exercițiile, se mai uită prin sală în timp ce fac repetările și se vede efectiv pe fața lor că, bă, omul ăsta nu trage de el, doar face mișcarea pentru a muta o greutate din punctul A în punctul B. Când faci o repetare, când faci o serie, tu trebuie să simți efectiv mușchiul pe care lucrezi. Când faci ceva de genul, trebuie să termini fiecare serie efectiv extenuat. Trebuie să fii rupt când termini fiecare serie. Evident, nu când faci încălzirea, însă în majoritatea timpului, mai ales când vrei să stimulezi foarte bine mușchiul, trebuie să tragi de el, să-l scoți din zona de confort și să-l duci în zona în care va crește. Pentru că la finalul zilei antrenamentul este doar un stres, este un stimul pe care îl dai fibrei musculare și dacă îi dai în fiecare, la fiecare antrenament exact același stimul și nu-l duci dincolo de zona de confort, el nu simte nevoia să crească pentru că, ca să înțelegi, masa musculară pe care o pui, creșterea pe care o ai, efectiv stimulul acela hipertrofic și creșterea în masă musculară este un răspuns evolutiv al mușchiului tău la stresul din exterior. Iar dacă tu te duci în sală și doar ridici câteva greutăți și nu folosești mușchiul ăla într-o manieră în care chiar ar trebui să o folosești, nu vei obține rezultate. Trage mai tare de tine, încearcă să duci fiecare serie până la eșec, iar dacă vezi că ajungi cu repetările într-un range de 10, 12, 15 repetări și tu încă mai poți să faci repetări după acest range, încearcă să crești greutatea sau să controlezi mai bine mișcarea, efectiv încetinind mișcarea pe care o faci, pentru că multă lume, mai ales când face flexii sau când face împins, smucește greutățile, se mișcă, se grăbește și termină o serie în 20-30 de secunde, când studiile indică clar că ar trebui să faci o serie să dureze între 40 și 60 de secunde pentru a stimula mușchiul cât mai bine. Bonus, dacă vrei să pui mai multă masă musculară, ceea ce mănânci contează extrem de mult, mai ales dacă ești un tip slab care vrea să crească rapid în greutate și masă musculară,
Ceea ce mănânci va face diferența între felul în care arăți acum și felul în care vrei să arăți. De aceea am creat un ghid ce se numește Eat to Grow. Este un ghid cu 40 de rețete. Ți-am făcut 10 rețete pentru mic dejun, 10 rețete pentru prânz, 10 rețete pentru cină și 10 rețete de gustări. Toate sunt mese care sunt foarte bogate în calorii, foarte bogate în proteină și te ajută să pui mai multă masă musculară și să crești în greutate într-o perioadă de timp mai scurtă. Însă, nu folosi acest ghid dacă vrei să scapi de burtă sau dacă vrei să slăbești, pentru că sunt mese care sunt foarte dense din punct de vedere caloric și sunt create strict pentru a te ajuta să crești în greutate și masă musculară. Am să las un link în descrierea clipului video, este o pagină de prezentare unde poți să afli mai multe despre acest ghid Eat to Grow. Nu este un ghid scump, l-am făcut mult, mult mai ieftin decât o ieșire în oraș cu prietenii, însă te va ajuta să înțelegi mai bine nutriția, te va ajuta efectiv să pui mai multă masă musculară și mai ales să crești în greutate. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să dai un like și subscribe pe canal. De asemenea, în descrierea clipului vei găsi un link către un articol în care îți dau 9 cele mai eficiente exerciții pe care le poți face pentru a pune mai multă masă musculară. Sunt exerciții care sunt dovedite științific că stimulează cât mai bine creșterea în masă musculară. Pe lângă asta am lăsat un link către Instagramul meu personal, către planuri personalizate de antrenament, dacă vrei să-ți duci efectiv antrenamentul la un alt nivel, planuri personalizate de alimentație și online coaching. Până data viitoare, te salut!